Guvernul Chinei va oferi Republicii Moldova ajutoare în sumă de 3 milioane de dolari. Un acord în acest sens a fost semnat astăzi de premierul Yuri Leancă și viceministrul chinez al comerțului. Deocamdată nu se cunoaște în ce domenii vor fi cheltuiți banii, dar cert este că proiectele vor fi stabilite de comun acord cu partea chineză. Acum câteva luni, China a mai oferit 8 milioane de dolari pentru proiecte sociale. Guvernul de la Beijing a finanțat instalarea camerelor de supraveghere în intersecțiile din capitală și a donat peste 1000 de calculatoare pentru căminele studențești. Valoarea totală a ajutoarelor financiare oferite de către China ajunge la 37 de milioane de dolari.